constatat în această anchetă. Intelectualii, sigur, sunt diferiți, reacționează diferit, dar global privind lucrurile, cei mai mulți dintre ei sunt sensibili la chemările puterii, sunt... De ce? O întrebare... Eu știu, mai ales în libertate. Poate tocmai că nu au puterea, se simt mai sigur dacă sunt apropiați de putere, protejați de putere, le teamă să nu fie, eu știu, persecutați sau marginalizați dacă nu sunt suficient de aproape de putere. Asta se vede, sigur, în timpul comunismului nu mai discutăm, atunci aproape că n-aveai încotro sau intrai la pușcărie sau intrai la academie, dar se vede și în regimurile anterioare. Nu, s-au simțit vulnerabil, cred. De bine, ce? Nu e vulnerabil cazul... la ce anume? O, la Doamne, ce la o istorie totuși plină de furtuni, de întorsături neprevăzute, cum la ce? Totuși sunt dictaturi, gândiți-vă și la legionari și la comunism, cu atât mai mult. Deci s-au simțit vulnerabili. Că au avut sau nu au avut dreptate, unor au avut mai mult sau mai puțin. Și sigur, au căutat și avantaje, fiindcă la un moment dat, mai ales când se intră în comunism, dar și în vremea legionarilor, alegerea nu este între a trece de partea celor aflați la putere și a sta la o parte. Alegerea este între a fi alături de cei de la putere și a fi persecutat de cei de la putere. Asta e clar când se intră în faza comunistă. Neutralitatea era foarte ușor asimilată cu adversitatea în cazul regimului comunist. Nu, pur și simplu le-a fost teamă pe de-o parte și sigur a funcționat și dorința asta de mai curând de a avea avantaje decât dezavantaje. Nu ceea ce-i omenește, cum să spun, dar n-ar trebui să treci dincolo de niște principii, să îți dovedești, eu știu, lipsa de caracter, dar alminteri e omenește să te gândești că oamenii vor mai curând să fie avantajați decât dezavantajați.